Acolo suntem astăzi și peste astea nu mai, domnesc nu mai, Tudose. trag, nu mai trag linii, pentru că am aici tot guvernul Ionel Brătianu, nu mai trag linii, vă spun doar atât. Ministrul de război la 1918, în momentul Marii Uniri, era un erou al primului război mondial, eroul de la Mărăști, generalul Artur Văitoianu, da, care a fost de mai multe ori ministru și prim-ministru, era ministru de război în 1918 în guvernul lui Ionel Brătianu. Azi îl avem pe domnul Tutuianu, l-ați văzut, care nu știe pe ce lume trăiește, că trebuie să-l cheme la partid șeful să-i spună ce rachete să cumpere, ce rachete să nu cumpere. Artur Văitoianu a fost evident victima, pentru că a trăit până în 1956, a fost victima represiunii comuniste, ca mulți alți eroi ai neamului care au ajuns să înfunde pușcările comuniste. Nu vă mai spun că în acest o să fac o scurtă guvern era un om despre care dumneavoastră ați mai vorbit, domnule Neamțu, era Iancu Flondor, ministru fără portofoliu pentru Bucovina, era Ion Nistor, un istoric foarte interesant, lăudat chiar de Nicolae Iorga, tot ministru fără portofoliu pentru Bucovina, erau miniștri fără portofoliu pentru Transilvania, Alexandru Vaida Voievod, da, Vasile Goldi și Ștefan Ciciopop. Alexandru Vaida Voievod a ajuns și el în pușcările, în temnițele comuniste. Și Goldiș de la Arad. Da? Erau pentru Basarabia, Ion Inculescu, Daniel Ciugureanu. Cum ne pregătim noi de centenarul ăsta, în condițiile în care Basarabia a luat-o într-o direcție spre Rusia, așa, cu domnul Dodon? În Transilvania sunt oameni care nu se mai recunosc în ceea ce se întâmplă la București, despre asta vorbim, și în guvernele astea care se fac peste noapte, undeva, nu se știe unde, nu se știe, Brazilia, în Grecia, unde se fac, pe barcă, unde se fac guvernele astea. Am să spun astea două cuvinte, pentru că îmi place această notă evocatoare și istorică pe care ați adus-o în discuția noastră. Chiar ne-am speriat în drum spre dumneavoastră că o să discutăm numai despre actualitate. Faptul că ne dați așa nu un răgaz pentru a vorbi despre România mare. Da. Let's make Romania great again. Nu poți face din nou mare decât dacă te gândești la măreția unor idealuri. Și sunt cuvinte pe care nu le rostesc ușor. Dacă îmi citești viața lui Flondor, Iancu Flondor, cavaler de Flondor, are și o stradă în București. Probabil că regimul comunist a crezut că acest titlu de cavaler este un soi de titlu medieval și l-au păstrat, deși el se născuse la finele secolului XIX la Storojineț, în Bucovina istorică. Acest om care și-a făcut doctoratul și el în drept la Viena, a cărui teză se află deja, sau și astăzi se află acolo, acest om care era boier și care era proprietar de pământuri, a finanțat din banii lui personal. Asta vreau să înțelegem. Deci, dincolo de titluri, bun, poate lumea spune, sunteți obsedați de titluri. Nu, titlurile acele academice doar o parte a caracterului lor o atestă, anume inteligența. Sigur, hărnicia intelectuală. Dar pe lângă aceste elemente care țin de puterea lor de cuprindere intelectuală, avem generozitatea inimii. Acest om, de pildă, Iancu Flondor, și lucrăm la un volum care va apărea la Humanitas, să sperăm cât mai curând, și lucrez cu o moștenitoare a familiei Flondor, cu doamna Maria Ioana Miclescu. Acest Iancu Flondor dădea bani de acasă, din buzunar, pentru ca studenții de 18-20 de ani să plece pe burse private. Vreau să vă imaginați. Deci bursele erau private, să plece să studieze ca să se întoarcă. De asemenea, acest om susținea, că vă întrebați uneori că noi mai discutăm, putem să fim deschiși cu telespectatorii, apropo de presă. Acest om susținea presa românească, care sigur trebuia să răspundă la campania de discreditare a rutenilor sau a austriecilor. Deci, erau boieri care vindeau pământul ca să susțină o cauză națională. Trec peste faptul că ei au fost primii care au acceptat promisiunea lui Ferdinand ca pământul acesta să fie dat țăranilor, și practic conservatorii români sunt primii în calitate de clasă socială care acceptă autodizolvarea. Gândiți-vă că boierii români acceptă să-și dizolve oarecum statutul social după marea reformă agrară făcută de Ferdinand, pentru că ei au crezut în puterea cuvântului, adică a unei făgăduințe, și doi, în idealul României mari. Și s-au trezit fără pământ. Foarte mulți dintre ei, foarte multe familii din Moldova și din Bucovina au rămas fără pământ pentru că ele au acceptat această reformă. Deci, splendide caractere. Personalități uitate astăzi. Sigur, Somnoroase păsărele a fost, de pildă, un cântec compus de fratele lui Flondor. Și
atâtea și alte creații culturale se datorează acestui, acestui tip de aristocrație pe care noi am uitat-o. Dacă noi nu mai avem astăzi aristocrație în sensul clasic, măcar aristocrația spiritului trebuie să o recuperăm. Și asta înseamnă un plus de generozitate, asta înseamnă pur și simplu să-ți pese, asta înseamnă să descoperi acea boierie de care vorbea Nicolae Steinhardt. Da, da. Și lăsați-mă să adaug ceva extraordinar. Trăim, scuzați-mă, numai puțin Pavagi, că nu vreau, chiar nu glumesc. Noi trăim în altă epocă. Ăștia sunt cu totul altfel de boieri, între ghilimele. Știți?